Polițiștii hunedoreni au fost din nou atenți cu doamnele și domnișoarele aflate astăzi la volan. Oamenii legii au sancționat șoferițele aflate în trafic cu flori, motiv pentru care au furat câteva zâmbete din partea lor. Ziua de 8 martie a fost declarată Ziua Internațională a Femeii, fiind sărbătorită în toată lumea, iar în unele țări a fost declarată prin lege zi liberă. Nu aveți probleme în trafic. Adică cum astăzi la mulți ani. Să primiți proiectul în dacă ești simbolic de ziua, să fiți citită, să aveți o primăvară frumoasă la mulți ani de ziua femeii și din partea serviciului european să aveți o primăvară fără evenimente în fiecare, să vă duceți până în timp. Să primiți dacă ești simbolic, să aveți o primăvară frumoasă și să adoptați un comportament preventiv în trafic. Ca să nu aveți nici pagă mare. Păi e drăguță, e frumoasă, sinceră să fiu, m-am văzut de dincolo, dar mă gândeam că sunteți cu radar. Da? Mă gândeam ce să fiu atentă. Am avut emoții. Astăzi, ca fiecare an, în serviciul Chiar Bunătoara, a vărțit flori doamnelor și domnișoarelor aflate la volan și le-a urat în o primăvară frumoasă și fără evenimente rutiere. De asemenea, s-a recomandat un comportament preventiv în trafic pentru evitarea oricăror evenimente nedorite.